Neața, vreau să fac astăzi un clip destul de scurt. Știți că am o firmă care se numește Smart Community Advice Limited. Mai ne ocupăm de probleme în comunitate, cât putem, cum putem. Vreau să vă spun astăzi o chestie foarte scurtă. Sunt foarte mulți români care vin la birou, mi-a închis banca, contul, nu mi-a dat nicio explicație, mai mi-a închis încă un cont, iar la fel n-am nicio explicație. Ce pot să fac? Nu prea poți să faci nimic. Când o bancă îți închide un cont, de obicei când îți dă note 60 de zile că acel cont va fi închis, poate să facă lucrul ăsta fără să îți dea nicio justificare. Dar dacă acea bancă ți-a închis contul instant și nu îți spune absolut nimic, fii sigur că ai un marker CIFAS, un red flag pe numele tău, care se poate verifica și acel lucru. Atâta timp, nimeni nu o să te anunțe lucrul ăsta, să știi, trebuie să-l verifici singur. Atâta timp cât acel red flag îl ai în numele tău, toate băncile îți vor închide conturile și nu vei avea acces la nimic, la absolut nimic, nici la loan-ul, nici la mortgage, nici măcar un telefon mobil în rate nu poți să ții. Care este problema? Cauza poate fi foarte largă, trebuie să identifici singur lucrul ăsta, dacă nu te putem ajuta noi. Ce înseamnă CIFAS? Un red flag pus pe numele tău. Cei mai mulți români l-au de la bounce back loan. Cei care au luat bounce back loan și nu mai plătesc ratele înapoi, statul nu te poate acuza în mod direct de fraudă și trimite în curte, pentru că acel turnover care era un potențial turnover de 250.000 ca tu să iei, sau 200.000 ca tu să iei cei 50.000, într-adevăr, se putea trata ca pe un potențial. Nu ai mai plătit acele rate, îți vor pune un red flag în CIFAS. Se poate rezolva și problema asta. Dar fiți foarte atenți, pentru că vi se va tăia accesul la absolut tot, inclusiv Universal Credit, inclusiv la încheierea taxelor și așa mai departe. Problema a început să apară, este din ce în ce mai frecventă și e bine să o rezolvați din timp. Dacă aveți nevoie de ajutorul meu, 07879151515, sau mă găsiți la birou, Unit 1 Hollis Way, Potters Bar, EN65BH. Vă pup!